La oraș ați văzut, păcălești lumea cu tot felul de aplicații, alerte. La țară nu prea poți să faci asta, pentru că lumea nu-i pe net, n-are smartphone. Așa că Răzvan Anghelescu s-a gândit să le spună oamenilor lui că s-a lansat un calendar în care sunt trecute cutremurele și inundațiile care vor veni. Ce părere aveți? O să-l cumpărați? Vax Populi. S-a lansat un calendar cu, ați înțeles, cu inundațiile și cu tremurile care vor avea loc. Cum vedeți acest lucru? Nu-l văd prea bine. De ce, doamnă? Știm când sunt. Și acționăm. Dacă acționăm imediat, e bine. Vreau să vă întreb cum vedeți această inițiativă. Greu. Vi se pare un lucru bun să știm când sunt? Lucru bun, da. Mi se pare un lucru bun să știm când sunt. Dar ce ar trebui să facă autoritățile, domnul, calendarul ăsta? Să uite pe el, să respecte, să... Să-l respecte, să ne anunțe și pe noi, să știm și noi. Până acum era mai așa, mai în ceață, nu știam când pică cu tremurile astea și dar acum e clar. Știința care este acum e foarte bine. E bine că știm, nu, când sunt aceste cutremure, da. Mai ales inundații. Este bine că există calendarul. Credeți că e mai bine acum dacă știm datele exact la când sunt aceste inundații și cutremure? Ar fi mai bine ca să... Ce credeți că se va întâmpla bun? Nu sunt bun, nu cred că se mai întâmplă ceva. Nu, dar măcar spuneți că ne organizăm mai bine, nu la când vin aceste... Da. Cum vedeți? Eu nu văd nimic, pentru că vreau să spun cine a scos invenția asta și cine o scoate. Ar fi mai bine, nu știu, ar fi mai... Ar fi mai bine. Ar fi mai bine să știi la ce te aștepți. Cu toate că zice că să nu știi dinainte, dar ar fi mai bine. Că niște... avem copii, avem greutăți, avem... Poate am reușit, nu știu, să gestionăm mai bine lucrurile astea. Poate reușiți. Este o idee este bună să știi. Bună, da. Trebuia făcut mai demult calendarul ăsta cu inundațiile și cu tremurile. Normal. Până acum ați văzut, ne luam mereu prin surprindere. Așa este. Este bine să fii pregătită mai înainte și să poți să știi... Credeți că se va întâmpla ceva bun acum, că știm când sunt sau... când sunt aceste lucruri? Este un ceva normal și este bine ceea ce s-a făcut și să se mai facă ceva și pentru... O să vă cumpărați calendarul ăsta dacă apare cu inundațiile și cu cutremurile? Cred că da, cu ajutorul Domnului, da. Ce părere aveți de calendarul ăsta? E o idee bună? V-ați cumpăra un calendar să știm exact când se întâmplă aceste evenimente? Vorba lui ăla, spaniolul, până nu vede ochiul, n-ai cum să spui că îl cumpăr sau nu. Dar la prima vedere așa. La prima vedere. Dacă ar fi mai puțin sau... Să coste mai puțin. Mult mai puțin. V-ați lua. V-ați lua toată lumea. Și să puneți pe perete să știți când se întâmplă evenimentele astea foarte grave, cu tremure și îndată. Deci v-ați cumpăra. Dacă e prețul, asta e sfatul nostru, să fie un preț bun. Mai mic ar cumpăra toată lumea. Și săracul, și bărbatul, și femeia cu nepotul. S-a lansat un calendar de ăsta cu inundațiile și cu tremurile care vor avea loc în acest an. Cum vedeți acest lucru? Eu acest lucru îl văd numai prin sus. Prin Iisus Hristos. Numai El poate. Dar ce părere aveți că știm acum când vin lucrurile astea? Nu cred în nimeni decât în ăla de sus. În Iisus. El poate să facă orice minune. El a făcut toate minunile pe fața Pământului și El poate să facă orice minune pe fața Pământului. El acum, dacă vrea,